Visegrade nu e atât de, de complicat, dificil, cum când nu sunt toți pregătiți, mulți traumați care au rămas din jumătatea prima a sezonului. Într-adevăr, mulți care au să fie cu toți împreună, știu, să spunem așa, jumătate încă o lună au de recuperat. Asta e cea mai mare. Și apoi sunt jucători care plecați la selecționate, la fel. Nu suntem toți împreună să fim la un nivel toți. Așa că toate gândurile numai la ce, cum să facem, să ne pregătim mai bine de la cantonament, câtem poziții care să le întărim. Și așa, încă gândurile de a doua parte a campionatului le lăsăm, dar acum e important ce ne facem în situația asta și cum să ne pregătim mai bine și cum să facem ca lotul ăsta să fie într-adevăr potent de a face ceva serios. Dacă jucătorii nu știți în care vor fi la Melsami, care poziții trebuie sărite? Pozițiile în orice avem și nevoie de fundaș. Iarăși avem și Rahmanov, accidentat Brum, mulți sunt, așa că și apărători și mijlocași, chiar și atacant. Că același Belaus și același Zinico, iarăși au servit deja după o lună de zile, încă mai au de recuperat. Asta e cea mai mare problemă, așa că vedem cine e luăm. De ce ați decis să lăsați Racu, adică o parte de jucători naționale? Nu rămâneți fără nimic, să aveți cineva antrenat sau de ce ați ales anume? I-ați lăsat o parte? Dacă ați văzut, noi și așa suntem. Am jucat noi, antrenorii, măcar să facem așa un meci cât de cât, dar fără ei, chiar aici pe care i-am lăsat, aveți să fie dificil. Oricum, a fost discuția cu domnul Dobrovolski, iarăși vreau să-i mulțumesc că m-a înțeles, am mers la întâmpinarea echipei și l-am convins că într-adevăr asta să fie și pentru echipă și pentru selecționată mai bine. Nu sunt pregătit și într-adevăr, dar să te duci acolo nepregătit, să joci, oricum trebuie să ieși pentru selecționat să joci maxim. De atât am decis, de ce Racu, Antoniuc și Andronic, de atât că ei vin după acei deteri, ei mai greu să recupere, dar acolo Han, Dedov, mai părerea noastră, așa am divizat, nimic. Pur și simplu că ei, același Peti, același Sidorenko, vine după accidentări, au avut și ei numai s-au recuperat și n-am vrut să riscăm să-i pierdem din nou. O responsabilitate mai mare pentru a doua parte a campionatului, tot ce sunteți poziție de lider și toți vor fi cu ochii pe Melsami mai mult. E normal, asta e, cum am spus, noi jucăm oricum și pentru amatori, pentru suporterii noștri, să fie interesant să le facem, să, nu numai rezultatul, dar și jocul să le placă, să avem și un joc decent. Dar acum, sincer, toate gândurile numai cum mai repede să-i recuperăm pe ăștia care sunt traumați și cât mai bine să facem selecția asta în o lună de zile în Turcia, care să fim, să alegem pe cei care într-adevăr să vii să ne ajute pentru a obține scopurile noastre.